HC Dobrogea Sud se pregătește intens înaintea startului într-un nou sezon competițional. După două săptămâni de exerciții în sala sporturilor, în sala de forță sau pe pista de atletism a stadionului Gheorghe Hagi, elevii antrenați de George Circovici și George Buricea vor avea parte și de aproape două săptămâni de cantonament în Serbia. Plecarea este programată la finalul acestei săptămâni. În cantonamentul din Serbia, delfinii au programate și trei meciuri de verificare, după care, la revenirea în țară, se vor opri la Timișoara pentru un nou meci test cu Politehnica. Oficialii de la Malul Mării speră ca până la meciul din Supercupa României cu Dinamo București din 25 august să mai perfecteze un meci amical.